Deși procedurile de recenzare a populației și locuințelor au început încă din luna martie, Ieșenii se află la coada clasamentului, iar completarea în teren a chestionarelor merge mai greu decât autorecenzarea. Persoanele care nu și-au verificat chestionarele în prima etapă sunt reticente la vizita recenzorilor. De asemenea, au fost destule cazuri în care inspectorii nu îi găsesc acasă pe proprietari. Județul Iași se află sub media națională la finalul etapei de autorecenzare. Județul Iași are în momentul de față 64,1%, este poziționat sub media la nivel național. Cel mai harnic județ în privința recenzării este județul Botoșani, da, din regiunea Nord-Est, cu 94,3%. Noi suntem într-o perioadă destul de complicată din punctul de vedere al recenzării, deoarece oamenii și-au luat concedii de odihnă în această perioadă, luna iunie-iulie. Persoanele care refuză să se recenzeze sunt pasibile de sancțiuni contravenționale. Amenda merge de la 1.000 la 3.000 de lei.